Prezent sâmbătă la Deva, europarlamentarul Hunedoian Siegfried Mureșan a prezentat conducătorilor de unități administrativ-teritoriale din județ, dar și reprezentanților presei, Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel de planuri se întocmesc în toate țările membre ale Uniunii Europene și vizează trecerea cu bine peste perioada pandemică prin acordarea de ajutoare comunitare. Pașii premergători acestor planuri au fost făcuți încă de anul trecut, de la debutul pandemiei de coronavirus. Imediat după începutul pandemiei, Comisia Europeană a propus măsuri urgente, rapide, care să ajute țările afectate de pandemie și guvernele care au acționat repede au putut beneficia. De exemplu, guvernul condus de prim-ministru Ludovic Orban anul trecut, imediat la începutul pandemiei, când s-au flexibilizat regulile, a depus la Comisia Europeană un proiect prin care s-au alocat 300 de milioane de euro pentru plata șomajului tehnic. Dar fiecare cetățean român care a primit șomaj tehnic trebuie să știe că o parte din bani au venit din fonduri europene. Ei, în plus față de aceste măsuri imediate care au ajutat oamenii imediat, Comisia Europeană a propus lansarea unui mare pachet de ajutor economic ca urmare a pandemiei. 750 de miliarde de euro. Poziția inițială a Comisiei Europene față de planurile de redresare și reziliență a fost una rigidă. În urma negocierilor, Siegfried Mureșan, fiind și unul dintre raportorii Parlamentului European pe această temă, a crescut plaja de proiecte ce pot beneficia de finanțare comunitară. Comisia Europeană, inițial, a propus niște criterii care nu avantajau România. Comisia Europeană, de exemplu, a propus ca acești bani să poată merge doar în proiecte ce duc la reducerea poluării și protecția mediului înconjurător și proiecte digitale. Atât. Punct. Această propunere a Comisiei Europene am preluat-o noi în Parlamentul European. Am negociat-o cu guvernele statelor membre și rezultatul negocierii, cu urmarea eforturilor Guvernului României de anul trecut și al nostru în Parlamentul European, eu fiind unul din cei trei europarlamentari responsabili de negocierea acestei legi, este că în momentul de față se pot finanța toate proiectele ce reprezintă priorități ale României. Inițial s-a spus doar digitalizare și înverzire, în momentul de față există 6 piloni. Europarlamentarul liberal de Hunedoara consideră că rezultatul negocierilor la care a participat este unul extrem de favorabil pentru România. Pentru ce putem folosi acești bani a fost negociat și am obținut un rezultat extrem de favorabil României. Putem folosi acești bani pentru construcția de autostrăzi, căi ferate, reabilitări de drumuri, construcția de spitale noi, extinderea, modernizarea spitalelor existente și așa mai departe. Deci am negociat domeniile care pot fi finanțate și banii vor merge exact acolo unde are România nevoie. Unul la mână, doi la mână. Suma propusă inițial României a fost mult mai mică. A existat o metodologie rigidă propusă de Comisia Europeană prin care s-a spus așa. Din cei 750 de miliarde de euro, doar aproximativ 500 să meargă automat spre țările membre, restul să fie la comun, să ne batem cu alte țări pentru acele sume de bani. Cu urmare a eforturilor depuse de Guvernul României în negocierile de anul trecut, s-a ajuns la un rezultat al negocierii mult mai bun pentru România. 672,5 din cele 750 de miliarde sunt alocate din start țărilor membre. Siegfried Mureșan a demontat și zvonurile conform cărora România ar pierde fonduri europene din banii alocați inițial în urma negocierilor. Astfel, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, suma alocată României rămâne de 30 de miliarde de euro, iar avansul pe care îl va primi țara noastră este de aproape 4 miliarde de euro. Suma este 30 de miliarde de euro. Ca urmare a negocierilor, propunerea inițială a fost una mai rea pentru România. În plus, tot ca urmare a negocierilor, am reușit să obținem o creștere a prefinanțării pentru România. Propunerea inițială din partea Comisiei Europene a fost 0% prefinanțare. Președintele României în negocierile din Consiliul European a reușit să obțină 10% prefinanțare, adică imediat, acum la început, să obținem 3 miliarde de euro. Iar noi, ca urmare a negocierilor din Parlamentul European, am reușit să obținem o creștere a prefinanțării de la 10% la 13%, de îndată ce planul Guvernului României va fi aprobat la nivel european, Guvernul României va primi 3,9 miliarde de euro prefinanțare imediat, rezultat al negocierilor politice, al implicării Guvernului, Președintelui și europarlamentarilor. Planul României trebuie depus la Bruxelles în vederea aprobării de către forurile europene până în data de 30 aprilie, iar avansul de aproape 4 miliarde de euro va fi disponibil din vara acestui an.